Începând de astăzi, polițele RCA emise de City Insurance nu mai sunt valabile, chiar dacă perioada lor de valabilitate încă nu s-a terminat și există sute de mii de români care au încă mașinile asigurate la City Insurance. Drept urmare, proprietarii mașinilor lovite de șoferi care au RCA la firma falimentară vor trece acum printr-un adevărat coșmar birocratic ca să-și recupereze paguba. Trebuie să apeleze la instanță sau la biroul asiguratorilor de autovehicule dacă au fost răniți în accident. De astăzi, cele 500.000 de polițe RCA emise de City Insurance nu mai sunt valabile. Șoferii trebuie să încheie o nouă poliță la una dintre celelalte companii de asigurare din piață. Știu mulți prieteni care aveau o asigurare și ar trebui să-și facă încă una nouă. Asigurările RCA emise de City au expirat după 90 de zile de când s-a declarat falimentul companiei. Dacă un șofer a avut o poliță la City Insurance încheiată pentru perioada 1 ianuarie 30 iunie, poate recupera suma de bani aferentă perioadei de timp cuprinsă între 12 mai și 30 iunie. Trebuie să intre pe site-ul Fondului de Garantare a Asiguraților și să urmeze procedura. Păgubiții în accidentele autoprovocate de șoferi care au avut poliță RCA la City și nu și-au cumpărat alta nouă nu vor putea fi despăgubiți chiar dacă valabilitatea poliției City depășea data de 12 mai. Se pot adresa biroului asiguratorilor de autovehicule din România, prescurtat BAR, pentru a fi despăgubiți din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii. Dar aceasta doar în situația în care accidentul a implicat, din nefericire, vătămări corporale sau chiar decese. Dacă păgubitul nu a fost rănit, singura soluție este să se adreseze în instanță împotriva șoferului care a provocat accidentul. Falimentul City Insurance este cel mai mare din istoria asigurărilor din România. 3 milioane de români și-au încheiat polițe cu bună credință, au plătit tarifele și s-au trezit la un moment dat că această firmă, neatent monitorizată de către autoritățile statului român, a intrat în faliment. Mi-am renuit asigurarea la altă companie și am renunțat la bătăile de cap. Când a expirat polița la City și când ați renuit? Anul trecut, exact prin luna aprilie, dacă nu mă înșel. De când a fost retrasă autorizația de funcționare a societății City Insurance, șoferii asigurați la compania falimentară s-au adresat pentru despăgubiri Fondului de Garantare a Asiguraților. Aproximativ 34.000 de dosare de daună sunt deschise în prezent.